atunci când ești, de exemplu, un jucător mediu, să zicem, da? E cam greu să concurezi cu în IT, de exemplu, cu marile companii internaționale, da? Deci, ca atare, dacă realizezi acest lucru, mai ales în segmentul de corporate enterprise, nu acolo este tabla mea de joc. Trebuie să mă duc la segmentul de mijloc, unde, pentru că dau mai multă atenție clientului, am șanse mai mari să conving, pentru că sunt mai affordable ca și soluție și clientul e mai mulțumit cu mine, pentru că la clientul ăla mic, dacă se duce la o corporație mare, nu o să fie prea mulțumit de atenția care îi se oferă, că este văzut ca un client mic, da? Și atunci prețul mare, nici nu mă simt bine ca și client, mai bine mă duc la un furnizor care are grijă mai bine de mine și îmi dă ceva ce mi se potrivește, da? E un exemplu de unde te duci ca și client, da? Să fii conștient că nu poți să fii de succes la toți clienții din piață. E, și cum îți alegi clienții? Aici se greșește cel mai tare, da? Din ce am observat. Că nu se face prospectare foarte bună de piață.